Locuitorii județului Bacău se pot bucura de succesul celor șase producători de tomate care au reușit să ajungă cu roșiile pe tarabă din primul ciclu de producție. Aceștia fac parte dintre cei 44 de producători care s-au înscris și anul acesta în programul derulat de Ministerul Agriculturii prin direcțiile sale de susținere a tomatelor în spațiile protejate. Legumicultorii din Bacău au cultivat în solarii, pe o suprafață de 6.440 de metri pătrați, aproape 16.000 de tone de roșii. Toți au depus cereri de decontare și urmează să primească banii în conturi. Dacă la început marfa de pe tarabe se vindea cu 4 lei, acum a ajuns să se dea și cu 3 lei, iar la aprozare prețul a fost în medie de 2 lei și jumătate. Vestea bună pentru cumpărători este că se vor putea bucura de roșii produse în Bacău și în toamnă. Pentru cu ciclul 2 sunt 38 de producători înscriși, dar fermierii mai pot depune cereri până la începutul lunii august, astfel încât să poată recolta și după 1 noiembrie, a precizat directorul Direcției pentru Agricultură Bacău, citat de Ziarul de Bacău. Agricultorii care dețin o suprafață de minimum 1000 de metri pătrați obțin o producție de 2 kg pe metru pătrat și valorifică cu acte 2 tone de roșii, pot primi un sprijin de 3000 de euro anual. Producătorii înscriși în acest program sunt ușor de recunoscut. Aceștia au primit șorțuri roșii înscripționate și un afiș cu numărul și data înscrierii în program. Și ca să fie sigur că își vând marfa, unii comercianți au început să își facă reclamă și pe paginile de socializare, iar cei care au cumpărat deja produsele se declară foarte mulțumiți.